Îmi doream foarte mult să câștigăm în această seară. Cred că și meritam. Dar, v-am spus, în fotbal, când nu ești concentrat pe tot parcursul jocului, când tratezi adversarul cu o lejeritate, se pot întâmpla și greșeli. Și noi am făcut o greșeală foarte mare și am primit gol. Nu, pentru că îi cunoșteam foarte bine, i-am urmărit în Antalya. Le-am spus primul 11 încă de astăzi de dimineață, am discutat despre fiecare jucător în parte. Cunoșteam echipa celor de la Panduri. Cred că multe momente ale jocului, cum v-am spus, am controlat în totalitate jocul, dar nu am reușit să înscriem mai multe goluri. Mi-aș dori ca la toate partidele să fie mai mulți spectatori, dar din păcate asta este situația. Ne-am obișnuit sau trebuie să ne obișnuim cu cât mai puțin spectatori. E păcat, pentru că fotbalul este frumos atunci când se joacă cu stadioanele pline. Da, oamenii care ies în stradă au motive întemeiate și probabil știu foarte bine de ce ies acolo. Nu sunt un om care să fiu implicat în politică, nu știu foarte mult. Nu pot eu să spun ce șanse are Pandurii. Dar nu pot să spun, mai sunt 4 jocuri de disputat. După aceea se va intra în play-out și play-off. Chiar nu pot să știu ce puncte vor acumula echipele care sunt mai în spate. Este greu, destul de greu în acest moment să dau eu un verdict. Boian este un jucător valoros. Sunt convins că va avea evoluții foarte bune la Iași. În acest moment încă nu este fizic 100%, dar cu siguranță Golubović ne va ajuta pe viitor.